Salutări și bine v-am regăsit în 2018 la o nouă serie de emisiuni Staționar și Feeder. Sunt Nuțu Sabău și astăzi voi pescui în Tehnica Maci, pe un lac comercial aflat lângă Timișoara, în localitatea Peciu, lac care se numește Pescăria la Marcel. Pescăria la Marcel este o locație pe care o recomand și pescarilor ce vin însoțiți de membri ai familiei sau prieteni, deoarece pentru fiecare vizitator există loc de relaxare, indiferent dacă este pescar sau dorește să petreacă câteva momente în aer liber în apropierea apei. Astăzi voi pescui cu lanseta maci la care voi atașa o plută Wagler, o plută cu prindere într-un singur punct, o tehnică care permite un pescuit de finețe în această perioadă rece. Temperaturile în perioada zilei nu depășesc 5 grade, iar în timpul nopții sunt scăzute puțin sub 0 grade, ajungând până la 3, chiar 4 grade cu minus. În partida de astăzi vreau să folosesc o combinație de feeder jaune și carp fine, ambele nade de la Ramo, pe care le voi înegri cu puțin colorant negru, iar pe parcursul partidei voi adăuga și ceva aditiv pudră în funcție de cum răspund peștii. Nu voi introduce aditivul de la început, deoarece de multe ori peștii preferă o nadă neaditivată. Dar dacă peștii nu vor răspunde, pe parcursul partidei, voi adăuga câte puțin aditiv pentru a porni apetitul acestora. Din fiecare pungă de nadă voi utiliza o măsură de 3x4 litri. Nu voi folosi cantitatea întreagă din pungi, deoarece în perioada rece peștii nu se hrănesc atât de intens și nu avem nevoie de foarte multă nadă. Mixul, după cum vedeți, este deschis la culoare, de aceea vreau să-l și înnegresc puțin pentru a crea un pat de nadă confortabil pentru pești. Utilizez doar puțin colorant. Pe măsură ce amestecăm, vedeți cum nada se înnegrește la culoare.
Nu vreau să o fac nici foarte neagră. Adâncimea apei variază între 1,8 și 1,9 metri și de aceea nu voi umecta nada foarte tare. În partidele de maci este bine să avem o nadă umectată la limită, pentru ca bulgării să se desfacă destul de repede, efect care atrage peștele mult mai rapid în vad. Ca și momel de cârlig, folosesc viermuși pinky, albi și roșii, viermi mai mari, albi și câțiva roșii printre ei. Și ca soluție alternativă, mai am și câteva boabe de porumb în alcool pentru eventualii pești de talie mare care îmi vor vizita vadul. În cazul utilizării unui cap de mixer la mixarea nadei, de cele mai multe ori nu este nevoie să mai sităm nada, deoarece aceasta este amestecată și omogenizată perfect. Montura pe care o folosesc astăzi va fi alcătuită cu ajutorul unei plute de 16 grame, o plută care poate la prima vedere este considerată grea de către foarte mulți pescari. Plutele mai grele îmi oferă stabilitate în vad, fără a fi mișcate prea ușor de curenți. În această perioadă, în perioada rece, este bine ca montura să stea cât mai nemișcată, deoarece peștii nu sunt atât de activi, preferând momelile care stau mai mult timp pe loc. Sistemul de conectare al plutei este unul fix, deci pluta va fi fixă pe fir. Situație pe care o aleg de foarte multe ori atunci când adâncimea apei este până în 2 metri. Dacă apa nu depășește 2 metri, folosesc un sistem de fixare al plutei fix pe fir, iar dacă apa depășește adâncimea de 2 metri, voi folosi un sistem culisant. Sistemele fixe de blocare a plutelor sunt și mai sensibile, văzând trăsătura mult mai bine. Atunci când este introdus în apă, cu lestul standard, pluta va sta doar cu antena afară. De aici, în funcție de cât lest dăm jos de pe plută, va trebui să compensăm pe fir cu plumb pentru a crea un echilibru perfect. Astăzi încerc o montură foarte fină, dau jos discul cel mai subțire, pentru ca pe fir să pot pune doar câteva alice de plumb. Astfel voi avea o montură foarte fină și sper ca trăsăturile peștilor să se vadă foarte bine. De fiecare dată la montura meci, între strună și linia principală folosesc un vârtej de talie mică pentru a preveni rotirea strunei. Acest aspect este foarte important, mai ales în partidele de pescuit, atunci când lansările sunt foarte lungi. În partida de astăzi vreau să probez în mod special cârligul din seria 7038, numărul 18, deoarece acesta mi se pare că este un cârlig excelent pentru pescuitul la maci sau în partidele de pescuit atunci când lansările sunt lungi. Este un cârlig cu o sârmă subțire, fin, care nu distruge momelile, mai ales în perioada de rece, atunci când probabil suntem nevoiți să pescuim chiar cu larve de chironomus. Are o deschidere largă și cred eu că ar trebui să fie potrivit pentru peștii de talie medie care se află în acest lac. Un alt aspect important în partidele de pescuit la maci este marcarea firului pentru a ține tot timpul evidența distanței de pescuit. Folosesc un marker alb pentru a marca firul, deoarece lansările în pescuitul la maci sunt tot timpul mai departe de vad pentru a putea recupera și a scufunda firul.
un alt aspect important al pescuitului la maci este nădirea și precizia nădirii. Folosirea praștiei implică destul de multă îndemânare, ca să spun așa, iar în acest sens vă dau niște sfaturi care și pe mine m-au ajutat atunci când le-am luat în considerare și le-am aplicat așa cum mi-au fost explicate. Trasul cu praștia nu este chiar atât de simplu. Dacă folosim niște praștii de calitate, practic mișcarea de a trage cu praștia trebuie să fie cu mâna din față cu care ținem praștia fixă, întinderea elasticului făcându-se doar din mâna care prinde cupa. Tot timpul vom întinde cu mâna cu care prindem cupa, mâna din față stând fixă. Trasul și unghiul în care tragem bulgării trebuie să fie între 45 și 60 de grade, deci nici prea sus, nici prea jos, un 50 de grade ar fi ideal, iar mâna din față tot timpul fixă, întindem praștia și se dă drumul la mâna din spate. Astfel, bulgării vor ajunge în aceeași zonă, iar practicând tot mai des, vă veți putea și dumneavoastră perfecționa stilul de a nădi cu praștia. Eu folosesc praștiile Drenan pe care le consider a fi cele mai bune de pe piață, iar în partida de astăzi folosesc modelul verde, care este o praștie pentru tras bulgări până în 30-35 de metri. În perioada rece, pescuitul cu lanseta maci și cu monturile specifice permit pescarului să pescuiască și între ape, în cazul în care soarele este prezent, iar peștii sunt localizați de către pescar ca ridicați între ape, stând la căldura oferită de razele solare. În plus, pescarul poate opta în a folosi monturi foarte fine, pluta reglabilă oferind avantajul de a nu da atât de mult lest jos și de a pune foarte puțin plumb pe fir, pentru a crea o montură fină. În pescuitul cu plute culisante este foarte important ca firul să fie scufundător, deoarece acesta va coborâ sub nivelul valurilor, nefăcând acea burtă care ne deranjează de fiecare dată atunci când pescuim la distanță. De asemenea, mișcarea de scufundare a firului trebuie făcută corect, la fel cum o fac și eu. După ce lansez pluta, introduc vârful lansetei în apă, mulinez de câteva ori,
și ridic energic în sus pentru ca surplusul de fier care stă pe suprafața apei să intre sub pelicula apei. Este mișcarea corectă de scufundare a firului și trebuie făcută neapărat la fiecare lansare. Astăzi am pescuit cu lanseta Match Super Ultegra de 4,20 m, care a avut o montură alcătuită cu ajutorul unei plute Bazerla de 16 grame, o antenă cu chilă de carbon, iar toată montura a fost echilibrată cu aproximativ jumătate de gram de plumb. Plumb care a fost distribuit în două grupaje, unul de deasupra vârtejului, care a fost alcătuit din două alice mici, iar restul de plumb la 20 de centimetri distanță de plumbul de lângă vârtej. Este o montură fină, o montură care poate da rezultate în perioada rece, dar toate monturile trebuie adaptate în funcție de partidele de pescuit și de locurile de pescuit. Nu luați această montură ca pe un etalon, ea poate fi folosită cu succes în partide asemănătoare, dar dacă peștii sunt mai mari sau dacă mănâncă mai bine, monturile pot fi diferite. De asemenea, puteți folosi monturi cu lisante acolo unde apele sunt mai adânci de 2 metri. Eu așa fac. Iar lestarea plutelor poate fi făcută și cu plumb mai grei în cazul apelor mai adânci. În cazul pescarilor care nu au foarte mult timp la dispoziție, le recomand să pescuiască pe lacuri comerciale, deoarece acestea de obicei sunt populate mai bine, au o densitate mai mare de pește, iar zilele de iarnă sunt scurte și este necesar să profităm de tot timpul pe care îl avem la dispoziție. Partida de astăzi s-a desfășurat oarecum destul de ciudat, peștii au mâncat de-abia acum către sfârșitul zilei. Nu a fost o partidă care să fie extraordinară, dar cei câțiva pești pe care i-am prins m-au mulțumit pe deplin. Este sfârșitul partidei și aditivul praf nu l-am introdus în nadă, deoarece am văzut că peștii erau în vad, dar nu s-au hrănit până când lumina nu a fost puternică. Nu a fost vorba de aditiv, ci pur și simplu de cantitatea de viermuși introdusă în fiecare bolgăre de nadă. Până la emisiunea viitoare vă urez fir întins, iar cei care suportați frigul vă invit la partide de pescuit pe malul lacurilor, fie ele comerciale, fie ape publice.